Bună ziua, dragi părgășeni! Suntem astăzi după conferință de presă, analizând tragedia de la Piatra Neamț. Noi, administrația județeană Călăraș, avem un suport din trei spitale. Suntem astăzi pregătiți pentru a putea să preîntâmpinăm aceste situații care s-au evit la Piatra Neamț. Avem investiții în Spitalul Județean de Urgență Călăraș. Suntem pregătiți să mărim zona de ATI a Spitalului Județean Călăraș cu avizul DSP-ului Călăraș. Nu avem probleme ca să putem să punem într-o situație de risc Spitalul Județean Călăraș și cetățenii județului Călăraș care au nevoie de serviciile Spitalului Județean de Urgență. Pentru toate astea am cei doi candidați care sunt înscriși pentru competiția pentru Parlamentul României, Dumitru Coarnă și Cristian Sefă. Domnilor parlamentari, tragedia de la Piatra Neamț e un subiect pe ordinea de zi la nivel național. Ca reprezentanți ai județului Călăraș în Parlamentul României, vă rog frumos, care ar fi măsurile urgente ca noi să preîntâmpinăm aceste situații viitoare? Dumitru Coarnă. Bună ziua tuturor, mulțumesc, domnule președinte. Sigur că vorbeam cele trecute despre nevoia de siguranță. Această nevoie de siguranță este acută, dacă vreți, la toate nivelurile. Când vorbim de școală, stradă, spital, societatea noastră reclamă în acest moment o nevoie de siguranță, lucruri pe care le-am tot transmis în spațiu public de peste 25, de peste 30 de ani. Aceste, dacă vreți, până la urmă, subfinanțări în mod constant a celor instituții importante. Iată că suntem la a treia tragedie în România. Din 5-5 ani se întâmplă lucruri de acest tip. Ar trebui să dea de gândit la nivel național. Sigur că vorbim despre reglementare, vorbim despre finanțare. Eu vă asigur că din punct de vedere al reglementării, în momentul în care vei fi ales și voi funcționa în Camera Deputaților, voi dezvolta acele activități legislative care să protejeze cu certitudine cetățeanul în tot ceea ce privește siguranța publică, școală și siguranța sanitară. Nu întâmplător, și o să repet lucrul ăsta, am ales filiala Călăraș, a PSD, pentru că aici am observat această atitudine de finanțare corectă a Spitalului Județean Călăraș și de finanțare corectă a școlilor și de finanțare corectă a infrastructurii județene călărășene. Repet, Spitalul Călăraș este un spital sigur, asta prin grijă domnului președinte Vasile Iuță, un spital modern, un spital care este folosit corect, corespunzător, cu autorizațiile necesare pentru funcționarea acestui spital. Votați cu încredere candidații PSD filiala Călăraș. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dumitru Coarnă. Îl invit pe Cristian Sefăr, deputat în Parlamentul României. Situația de la Piatra Neamț, situația colectiv, situația Giulești, să nu se mai repete, domnule deputat, Cristian Sefăr. Mulțumesc, domnule președinte. La fel cum am spus ultima oară, indignarea nu are limite. Uitați-vă ce se întâmplă. Eu sunt convins că tot ce înseamnă administrația locală la nivel de Călăraș este preocupată să nu se întâmple asemenea tragedii. Am mers în teritoriu toată săptămâna, lumea la fel de indignată este și mesajul lor este următorul. Vom ieși și vom vota PSD-ul pentru că nu se mai poate. Legile sunt făcute numai pentru ei, legile sunt făcute să nu se respecte, lumea este sătulă de ce se întâmplă astăzi în administrație și în politica românească inclusiv. Tocmai de aceea trebuie să ieșim pe 6 decembrie masiv să votăm PSD. Vă mulțumesc! La încheiere, dragi călărășeni, aveți încredere în echipa PSD, votați pe 6 decembrie echipa PSD Călăraș.